Nemulțumit de modul în care parlamentarii României tratează proiectul agricol al României, Cornel Stroescu, unul dintre cei mai mari fermieri din Mehedinți și totodată președintele Camerei Agricole Naționale, a făcut pasul către politică. El s-a alăturat partidului România Unită și și-a depus deja candidatura din partea acestui partid pentru un loc de deputat. Cornel Stroescu nu a mai fost niciodată implicat politic. Proiectului PRU din Mehedinți s-a alăturat și profesorul Constantin Stana, reputat om de litere, cel care va candida pe lista PRU la Senat, dar și Marius Simionescu, un tânăr de perspectivă al politicii mehedințene. Partidul România Unită este vedeta politicii în această perioadă și a reușit să atragă un număr important de parlamentari. La baza Partidului România Unită stă doctrina național-democrată. Acest curent a fost inițiat și dezvoltat în mod magistral în perioada antebelică și interbelică de savantul Nicolae Iorga. Partidul România Unită își asumă însă această doctrină într-o variantă modernă, adaptată provocărilor din timpurile noastre. Apărarea teritoriului național și reunificarea cu Basarabia sunt principii constituente.